În ultimii doi ani, omenirea s-a luptat cu pandemia. Nu există om pe planeta asta să nu fi fost măcar puțin afectat de asta. Oamenii n-au mai putut face lucruri normale pe care înainte le considerau banale, precum să iasă cu prietenii la un suc, ca să nu mai vorbim că unii dintre ei și-au pierdut locul de muncă, nu au mai putut să-și vadă prietenii, apropiații sau chiar și-au pierdut persoane dragi. Evident, toată lumea a văzut ce se petrece acum în Ucraina, este absolut oribil și astfel de lucruri nu ar trebui să aibă loc niciodată între oameni. Și totuși se întâmplă. De ce? Pentru că suntem niște cimpanzei puțin mai evoluați. Și cum își împar cimpanzei puterea? Ei bine, prin violență. Vorbeam cu un prieten acum câteva zile și mi-a spus ceva de genul Cum poate fi un război în secolul 21? Ei bine, din anul 2000 până în prezent au fost destule conflicte în lume în care multe vieți omene s-au pierdut, printre care invazia Irakului din 2003 sau războaiele din Afganistan sau Siria. Iar în decursul istoriei au fost mai multe perioade în care pacea era mai rară decât războiul. Însă oamenii, în special tinerii din țările dezvoltate din care România face totuși parte nu de mult timp, nu cred că vor mai trăi o astfel de catastrofă în timpul vieții lor. Nici că ar fi conștienți măcar puțin de suferința pe care războiul o aduce, iar ca să-ți faci o idee despre asta, îți recomand documentarul de pe Netflix numit Marile Evenimente ale celui de-al doilea război mondial, lansat în 2019, ca să vezi cum arată iadul pe pământ. Îți garantez că vei plânge când vei realiza ce lucruri oribile își pot face oamenii unii altora, și nu vei mai fi atât de surprins de ce se întâmplă acum în lume. Adevărul este că catastrofe precum pandemiile sau războaiele se pot întâmpla oricând și oriunde. Și frica de ele este inevitabilă. Iar întrebarea în jurul căreia este centrat acest videoclip este Cum poți scăpa de această frică? Când eram mic și cineva mă întreba Eddie, de ce ți-e frică? Eu răspundeam De nimic. E bine, e probabil cel mai naiv răspuns pe care l-am dat vreodată la o întrebare. Pentru că realitatea e că mi-e frică de atât de multe lucruri încât nici măcar nu știu de ce mi-e frică. Mi-e frică de lucruri despre care nici măcar nu cred că ar fi posibile amenințări pentru mine. Și asta cred că e valabil pentru orice om. Frica este parte inevitabilă a vieții, la fel și suferința fac parte din temelile existenței și atâta timp cât trăiești, nu le poți scoate de acolo, indiferent de cât de multe asigurări sau protecții ai avea. Și dacă spui că nu ți-e frică de nimic, mai spune asta când o armă e îndreptată către tine sau către o persoană pe care o iubești. E bine, ce e de făcut în cazul ăsta? Cum să continui să trăiești fără să fii copleșit de anxietate sau frică? Și chiar din când în când să privești viitorul cu optimism. Ei bine, răspunsul este sensul. Să-ți găsești sensul în viață. Să lupți până la capăt pentru o cauză nobilă în care crezi. Să reduci suferința, nu să aduci mai multă. La asta mă refer prin cauză nobilă. Iar asta îți va da o menire și având această menire îți vei da seama că este cel mai important să o îndeplinești. Indiferent de suferința, indiferent de frica sau anxietatea prin care treci. Indiferent de orice piedică, există o carte numită Omul în căutarea sensului vieții, scrisă de Victor Frankl. Este vorba despre un prizonier de război dus într-un lagăr de către naziști în al doilea război mondial. În carte, el descrie viața din lagăr, ororile la care erau supuși acei oameni care erau torturați, puși la muncă și, într-un final. Omorâți. Și el în acea carte descrie cum colegi de ai lui de celulă mureau nu neapărat din cauza malnutriției pentru că erau nemâncați de săptămâni întregi, ci mai degrabă de căderea psihică, de pierderea sensului. Odată ce ajungeau la concluzia că trăiau degeaba oricum pentru că familiile lor probabil fuseseră exterminate sau ucise în război, acela era momentul în care mureau, renunțau definitiv la speranță. Se zice că speranța moare ultima. Dar mai degrabă speranța moare penultima pentru că tu mor după ea. Așadar, cum a reușit Victor Frankl să supraviețuiască? Ei bine, și-a găsit sensul suprem. Deși că dacă familia lui e moartă deja, tot a continuat să lupte pentru ceva. Ceva care avea să-i dea sens vieții lui. Și anume să-și termine cartea de psihologie. El fiind psiholog, Înainte să ajungă în lagăr, începuse să scrie o carte. Și asta i-a dat sens. Terminarea ei îi dădea sens. Pe lângă asta, să trăiască suficient de mult încât să povestească lumii ororile petrecute acolo, în lagărul nazist. Cartea lui te învață că, și dacă treci prin iad, având o cauză suficient de mare, suficient de nobilă pentru care să lupți, poți ieși de acolo. În concluzie, dacă nu-ți place ce se întâmplă acum în lume, dacă crezi că răul conduce lumea, ridică-te din pat, ieși de pe TikTok și începe să aduci tu binele în lume. Începe să aduci un impact pozitiv în lumea asta, nu contează cât de mic. Asta e cea mai bună unealtă pe care o ai. Să trăiești prin adevăr și prin bunătate.